Despacito. Delia este neobosită, deși vara înseamnă pentru toată lumea plajă și distracție. Delia face nota discordantă și scoate un nou hit, adică muncește. Ai din nou succes cu o piesă. Toată lumea o cântă. Cum reușești să scoți numai hituri? Da, le scriu. În principiu le scriu pentru că sunt pentru că mie îmi plac când le scriu și mă gândesc că dacă mie îmi plac, n-au cum să-mi placă doar mie. În general, în ultima perioadă m-am prins așa de gusturile oamenilor când le scriu eu, știi? Și dau seama că ce îmi place mie într-un fel anume poate să placă și maselor. Sunt anumite piese pe care le scriu și îmi plac doar mie. Așa. Mai nișate, mai... Nu că se mai întâmplă, pe care le scriu și care îmi plac doar mie, dar îmi asum că îmi plac doar mie. Adică la un moment dat gen îmi permit să nu-mi pese acest mic detaliu. Era funny că nu știam cine-i Maluma. Nici eu n-aș fi știut dacă nu venea la București. Știu cine-i Maluma și el avea concert și am aflat, apoi am aflat de pe Instagram că are piese cu tare. Zic ok. Și de acolo mi s-a făcut un click cu piesa. Nu pot să spun exact ce m-a inspirat, dar ceva... Puerto Rico, de ce? Doar pentru că suna, că era o rimă? Sau Puerto Rico, ai fost vreodată acolo? Nu sunt în Puerto Rico. În zona asta n-am fost. Aștept să merg. Nici în Costa Rica n-am ajuns și vreau să merg. Deci sunt multe locuri în care vreau să ajung și n-am fost încă. Deși am circulat destul de mult prin lumea asta, dar... Puerto Rico sună bine ca și are o rezonanță bună în cântec. Da. Sunt anumite, nu știu, puneam Osaka, n-ar fi sunat la fel de bine, știi? Nu, normal. Și dacă tot vorbim de Ricky Martin, Puerto Rico, vorba aia, că el e de acolo. Ricky Martin, ia uite-mă, fan adevărat. Dar spune-mi ce ai făcut vara asta, unde ai fost umblată, în afară de X-Factor, că ai avut multe audiții. Audițiile X-Factor le-am terminat, le puteți vedea pe post deja, în fiecare marți. Da. Și rest, cu trupa, turnee în țară foarte multe, am fost plecați non-stop. Nu ai avut timp de vacanță? Am avut timp doar gen 2 zile, 3 zile de mici. Da. Adică mai mult stai pe zboruri și te enervezi decât te bucuri de... Cam scurt. Prea scurt, 2-3 zile, mi se pare. Artiste top ca tine nu-și permite să lase totul baltă și să vrea să evadeze? O să fac asta, dar în ianuarie. Ba, își permite, dar dacă nu s-a gândit dinainte că trebuie să-și permită asta și managementul... a gândit diferit și el nu și-a exprimat această dorință, n-are de unde să viseze, știi, echipa de management că tu vrei să stai o lună și când vrei să stai o lună și când vrei să te rupi. Și atunci își fac meseria lor și eu trebuie doar să le spun din timp, numai că totul este fully booked, cum s-ar spune. Cine este șeful în proiectul Delia? Nu e Delia șefa ei? Ba da, dar dacă eu am concertele antamate deja, n-am cum să nu-mi onorez... Sunt evenimente deja pe tot anul. Adică sunt deja, știi? N-am cum să zic, nu mai vreau. Eu o lună plec, nu mă interesează. Suntem oameni serioși. Dar ce a zis Maria se poate, ce a zis, că ea e. Ea este șefa. Eu cred că Jessica e șefa. Bună! Voi ce faceți? Da, este, pentru că... În momentul ăsta pot să zic că Jesse e șef. Da. Îți faci ordine în viață și ea te... Bă, vreau, eu îmi doresc că... Mie îmi place cum e Oana mamă. Foarte mult. Mai mult decât a fost mama voastră, mama? Lăsând deoparte mama, ca să nu... Mama nu era... Mama era ca pe vremea aia. Eu trăit în regimul comunist. Ea este extrem de relaxată, zen, echilibrată, iubitoare, caldă... E foarte, 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 nu știu, așa, se topește acolo copilul în brațe și îmi place și îmi place și i-am zis, îi spun mereu, am să fii și mămica mea și o stresează, te rog, pleacă, lasă-mă. Îmi place cum ești, mămică, fii mama mea. Părul strălucește ca o supernova, ai ce bine rupe bossa nova, aș da orice să stea cu mine ora. Observ că ți-ai schimbat din nou...
costumația de scenă, tot așa simpatică, zurlie, aș putea spune, dar tot nouă, colorată. Nu foarte colorate, așa mai multe nimic. Pantofii sunt foarte colorați. Sunt. Nu mai prins în perioada în care mă îmbrac în negru. Am perioade, dar nu știu, nu mă gândesc foarte mult la... Aul, nu mă gândesc foarte mult la ținute. Te îmbraci după cum ai... Aparențelor, mă îmbrac. Nu știu, azi m-am îmbrăcat cu ce am avut mai... Am avut mai devreme o ședință foto pentru ceva, pentru un proiect. Și am avut ceva asemănător și am rămas pe vibe-ul, adică nu m-am stresat să gândesc o combinație, știi? Nu... Da, în viața de zi cu zi cu ce te îmbraci? Nu te îmbraci? Extrem neinteresant, nu. Pantalon scurs de training și tricou gen training sau un hanorac sau un... Nu, extrem de neinteresant, nu. Nu, gen nu-mi pasă, adică, deloc. Bine, arăți și bine ce-ți permiți. Nu știu ce să zic, nu mă arată foarte bine un pantalon scurt de training larg și cu un tricou oversize dintr-o ăsta lărguț. Pe nimeni arată grozav, dar nu-mi pasă. Deloc. Vreau să mă simt bine, să fiu așa. Și hainele de stat în casă? Da, știu hainele. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, visoare. Pupando, vamos pupando.